Dragii mei, Ierusalimul, m-am gândit azi după masă tot timpul la orașul acesta frumos. Am avut ocazia să-l vizitez. Mi-a fost dat un har așa mai special mie odată să mă duc să vizitez Ierusalim. Și m-am gândit azi după masă de ce e așa de important Ierusalimul. Aș vrea să vă spun că din tot pământul acesta, din toată lumea noastră de astăzi, de pe tot globul pământesc, nu există niciun oraș mai mare, mai impunătoare ca cetatea aceasta veche, în modul general, să fie așa de importantă ca și ea. Dacă deschizi aparatul de televizor sau știri, vei auzi vorbindu-se despre Ierusalim mai mult ca despre Washington. Vei auzi vorbindu-se despre Ierusalim mult mai mult decât orice altă capitală a lumii și decât Bruxelles-ul nostru. Mai mult decât atât, când citești anumite scrieri a unor oameni sau te uiți în istorie, veți vedea că în jurul acestui oraș se învârte toată lumea în vremea noastră de astăzi, în special în vremea noastră de astăzi. De când a fost ea, de când a fost Ierusalimul și a existat el, oamenii s-au învârtit în jurul acestui oraș. Și astăzi, gândindu-mă mai profund la lucrul acesta, aș vrea să vă spun că este și normal să fie așa. Nu? Știți pentru ce? Pentru că singurul oraș a cărei denumire e venită de la Dumnezeu din cer este Ierusalimul. Spune cartea Apocalipsei că în cer la Dumnezeu este o cetate numită Noul Ierusalim. Și azi dimineață fratele Petrică spunea că scrie în Scriptură că am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea aceea plină cu oameni. Dumnezeu a pus numele Ierusalimului Ierusalim. Pe harta lui Dumnezeu nu există tot ce există pe harta noastră. Există doar un singur loc. Și acela este numit Ierusalim. Spune profeția și cuvântul lui Dumnezeu, o afirmație pe care însuși Dumnezeu o face. Zidurile tale, Ierusalim, sunt necurmat unde? Înaintea ochilor mei. Dumnezeu are privirea îndreptată spre Ierusalim. Lumea de astăzi, e logic să fie îndreptată cu privirea acolo, pentru că unde Dumnezeu se uită și oamenii lui Dumnezeu vor să se uite. Astăzi sărbătorim această sărbătoare, în urmă cu ani, cu mii de ani, cu 2000, Iisus a intrat triumfător în Ierusalim, a intrat conform profeției în Ierusalim. A mai intrat el de câteva ori acolo, nu-i prima dată, dar azi a intrat în baza unei profeții și vă spuneam dimineață că încă Dumnezeu a căutat să le lase de înțeles celor care cunoșteau Scriptura din vremea aceea, că El este Dumnezeu, El este Mesia care trebuia să vină. Dar se pare că și ei, ca noi, nu cunosc atâta Scriptură. Și evreii, chiar dacă o mănâncă și o învață pe de rost, o învață așa ca o lectură. Nu au în minte, nu înțeleg lucrurile. Pentru că noi spunem astăzi, dacă noi am fi fost în Ierusalim în vremea aceea, după toate prorociile făcute, ne-am fi dat seama că El e Hristosul care urma să vină. Adică cea mai mare oroare omenească, da? Să aștepți să vină cineva la tine, să vină persoana aceea și tu să nu-l vezi. Să fii așa de preocupat că vine cineva la tine, el vine, stă de vorbă cu tine, pleacă și tu ai rămas tot așteptând ceva. Cam asta s-a întâmplat în Israel, în Ierusalim. Sunt lucruri foarte frumoase care se pot spune despre el. Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că a intrat în Ierusalim și când toată cetatea aclama și striga bine, cuvântat este cel ce vine în numele Domnului, din alte cărți ale Scripturii, Iisus plânge.
Știți de ce a plâns Iisus când a intrat în Ierusalim? Era ultima lui intrare în Ierusalim cu un mesaj special pentru evrei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus plângea. Știți de ce plângea Iisus? Te rog, Petrica, afișează-mi Ioan 11:35. A mai fost o situație specială care ne spune Scriptura că Iisus a plâns în momentele acelea. Știți unde a plâns? La mormântul lui Lazar. Dar știți de ce a plâns Iisus? Da, 11:35, Iisus plângea, dar mai jos spune un pic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, la mormântul lui Lazar, spune cuvântul lui Dumnezeu exact aici în Ioan 11, oamenii din jur când au văzut lucrul acesta, știi ce au spus? Iată cât de mult îl iubea. Așa de mult l-a iubit Iisus pe Lazar, încă Duhul lui s-a înfiorat și la mormântul lui, cu toate că știa că Lazar vine afară. Dar Iisus, în sentimentul lui uman, a plâns acolo. Știți de ce a plâns Iisus când a intrat în Ierusalim? Pentru că iubea Ierusalimul. El a venit de acolo, de sus, de la Tatăl, de la cetatea aceea nouă. Și a știut ce e acolo. Când cineva te iubește și vrea să pună sufletul alături de tine și îți spune vorbe și stă de vorbă cu tine, aș vrea să spun că dacă te iubește ființa aceea, vei vedea în ochii lui că te iubește. Când spui vorbe unui om care n-ai nimic cu el, vorbești ca și un casetofon. L-ai băgat în priză, i-a apăsat butonul, își ține lecția și s-a oprit. Când sunt în jurul tău oameni care atunci când îți spun ceva sau sunt părtași cu tine la anumite lucruri, oamenii aceia îți vor spune cuvinte cu lacrimi în ochi. Oamenii aceia vor simți pentru tine și pentru ceea ce treci tu sau prin ceea ce treci tu. Domnul Iisus a intrat în Ierusalim. Era ultima lui zi, vizită oficială sau în Ierusalim, când mai putea face Ierusalimul ceva. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că vizita aceasta Domnului în Ierusalim a fost cu un scop foarte precis. Cu un scop foarte precis. El în toată activitatea lui pe pământ și Dumnezeu de la trimiterea lui pe pământ a avut un scop. A avut un scop să intre în relații cu oameni, să intre în relație cu cetăți, să intre în relație cu multe ființe pentru un singur scop, să le facă bine sau să cerceteze viața lor. Da? Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 42 că și Domnul Iisus veniseră de data aceasta în Ierusalim și plângea și le spunea, dacă măcar acum, asta ne lasă de înțeles că era ultimul moment, ai fi înțeles tu, Ierusalime, clipa cercetării tale și lucrurile care puteau să-ți dea ce? Pacea. Măcar acum, dacă ai fi putut pricepe. A văzut Domnul multe între oamenii aceia acolo atunci, ceea ce ei nu vedeau. Oamenii aceia l-au aclamat și strigau de bucurie în jurul lui, dar tot oamenii aceștia în câteva zile l-au dat în mâna lui Ana și Caiafa și au strigat, răstignește-l. N-au fost numai ucenici acolo, au fost și alți oameni. Au fost mulțimi de oameni care erau supărați preoții pentru că strigau, slăviți să fie cel ce vine în numele Domnului. A văzut condiția aceasta, a văzut starea de fapt a poporului lui Israel în acele momente, dar ei erau foarte împrăștiați evreii. Dacă voi spune numai două lucruri din asta, o să vă dați seama, nu? Ei credeau și se băteau cu pumnul în piept că sunt buni credincioși și spuneau în discuția pe care o aveau cu Domnul Iisus de multe ori, noi suntem fiii lui Avram, spuneau ei. Și Domnul se uita la ei și le spune altceva, sunteți fiii diavolului, nu al lui Avram, că dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele tatălui vostru Avram, dar voi nu faceți faptele lor. Noi, spuneau ei,
Noi nu suntem robi, noi n-am fost robi niciodată. Ei de generații întregi erau robi, dar Domnul Iisus le spune mai mult decât atât. Voi nu numai că sunteți robi sub piciorul greu a Imperiului Roman, dar voi sunteți robi a păcatului care e în voi. Mai greu decât a fi rob. Și cuvântul spune că și Domnul Iisus în vremea aceea s-a dus în Ierusalim pentru ultima dată, crezind că poporul va avea ochii deschiși, pentru că ei puteau să primească pacea. Era o pace pe care numai Hristos poate să o dea. E o pace pe care numai El o poate da. E pacea aceea care și dacă ești rob, ai în suflet pace și ai în suflet iubire. Da? Ori pacea asta nu poate să ți-o dea nimeni. Noi ne pierdem pacea sufletului pentru toate nimicurile. Oamenii aceștia erau robi și Imperiul Roman apăsa puternic asupra lor. Iisus știa asta, dar era capabil și putea să le dea o pace care să depășească starea de robie în care erau. Dar în vremea asta deja trecuse timpul acesta. Și Domnul Iisus le-a spus, îmi pare rău pentru asta. De fapt, toate lucrările pe care Iisus le-a făcut în anii cât a trăit pe pământul nostru, le-a făcut cu un scop. Oamenii să-și vină în fire și să înțeleagă că El e Mesia, cel trimis de Dumnezeu. Și după Scripturi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El nu va îngădui niciun om să treacă de pe pământul acesta până nu va avea o întâlnire cu Dumnezeu, până când Dumnezeu nu-i va vorbi. E, Scriptura numește lucrul acesta, dragilor, ziua cercetării. Numește vremea când Dumnezeu cercetează omul, da? Nu știu de ce în seara asta ești aici. Dar dacă în seara asta ești aici sau dacă dimineața ai fost aici, aș vrea să spun că Dumnezeu avea să spună ceva. Dumnezeu avea să spună ceva. Dumnezeu poate are pentru tine sau pentru mine să spună ceva ultima dată. Și aș vrea să spun în seara aceasta că dacă nu vei lua minte, după aceasta urmează prăpădul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a spus celor din Ierusalim, dacă ați fi luat aminte măcar astăzi, tot prăpădul care porni să vină asupra ta, s-ar fi putut face să nu vină. Dar pentru că n-ai luat aminte la vremea cercetării tale, pentru că n-ai cunoscut clipa și momentul când ai fost cercetat, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu va rămâne în tine piatră pe piatră să nu fie dărâmată și copiii tăi și tot cei ce sunt în tine vor fi făcuți una cu pământul. Dezastrul care a urmat ca și rezultat al faptului acesta că ei nu l-au recunoscut pe Iisus ca Mesia, ne spune cuvântul și istoria în anii 70, Ierusalimul a trecut prin cel mai greu moment al istoriei lui. Nu Holocaustul a fost. A fost vremea aceea. Când spune cuvântul lui Dumnezeu, după profețiile Scripturilor făcute, locul în care fuseseră templul a fost arat de Titus cu plugul. Ca niciodată evreul să se mai întoarcă vreodată la rămășița lui și să înțeleagă că acolo a fost templul acela în care se cobora Dumnezeu. Asta spune istoria. Dacă citiți cucerirea Ierusalimului de către Titus în anii 70 și vedeți ororile care s-au întâmplat acolo, trebuie să fii tare de suflet să le poți citi pe toate. Asta este istoria, asta spune Iosif Flavius în cărțile lui, s-au întâmplat lucruri reșite de sub capacitatea unui om sau minții umane de a le putea înțelege. Atunci când refuzi ultimul avertisment sau când refuzi timpul care Dumnezeu l-a investit pentru tine ca să-ți cerceteze ființa și nu ții cont de asta, aș vrea să spun ceva, numai prăpădul mai vine peste tine. Dumnezeu te încearcă, Dumnezeu te caută de enori, dar are Dumnezeu un moment când îți vorbește pentru ultima dată și nu știm care e momentul ăsta. Domnul Iisus, înainte de a pleca la cer, înainte de săptămâna patimilor, a avut două probleme pe care le-a rezolvat. Una a fost cetatea Ierusalim, care a fost ultima lui mișcare de recunoaștere a lui și a intrat în cetatea aceasta, cum vă spuneam dimineață, călare pe un măgăruș, exact după cuvintele pe care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu în cartea Zahariei.
Așa vine împăratul tău la tine, blând, smerit, călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Credea Dumnezeu că există o minte în Israel care cunoaște aceste lucruri. Și atunci când îl vor vedea pe Hristos venind călare în Ierusalim, își vor da seama că El este Fiul lui Dumnezeu. Și nimeni n-a știut asta. Preoții cei mai de seamă, spune cuvântul Domnului, care ascultau toate învățăturile lui alături de oamenii din cetate în Ierusalim, în templu, erau preocupați cu alte lucruri. Ei n-auzeau ce vorbea Domnul, ei nu vedeau toate lucrurile acestea, cu toate că cunoșteau prorociile. Pentru că ei erau de fapt foarte asemănători cu noi în vremea noastră de astăzi. Ei aveau un gând să-L omoare pe Iisus. Își pusese în gând să-L piardă. Și atunci când îți pui în gând să faci ceva rău cuiva, sau îți pui în gând lucruri murdare împotriva cuiva, nu mai auzi nimic din ce spune omul ăla. Nu mai poți să auzi nimic din ce vorbește el. Pentru că tu deja ești setat pe direcția aceea și tu nu mai auzi nimic. Și asta erau toți acolo, evrei, oamenii de rând, care n-aveau treabă cu ceea ce aveau ei. Spune cuvântul Domnului, le sorbeau cuvintele. Îl înțelegeau că cine este El, dar cei mai mari din istorie, care trebuiau să-și spună amprenta pe cine este Iisus de fapt, n-au recunoscut lucrul acesta. Două lucruri avea Domnul de rezolvat înainte de plecarea Lui. Cetatea Ierusalim și mai avea încă un lucru. Templul din Ierusalim. Aș vrea să vă spun astăzi că dacă există ceva pe pământul nostru, ce-L interesează pe Dumnezeu sunt două lucruri. Îl interesează pe Dumnezeu Ierusalimul, astăzi îl interesează Ierusalimul, și al doilea lucru care îl interesează pe Dumnezeu pe pământul nostru este biserica, templul Lui. El nu-i interesat de cinematografe, nu-i interesat de case de cultură, nu-i interesat de gemenii din America care au făcut praf americane, nu-i interesat de toate chestiile care pe noi ne interesează și ne iau mințile, nu. El se uită pe pământ, ne vede ca niște lăcuste care ne batem unul cu celălalt pentru un bob de grâu și Domnul se uită la Ierusalim și vede Ierusalimul și dorește și așteaptă momentul acela când acolo va putea veni să se așeze pentru totdeauna pe muntele. Asta vrea El. Și al doilea lucru foarte important în ochii lui Dumnezeu este templul lui Dumnezeu, este biserica lui Dumnezeu. Nu-L interesează pe El mai multe lucruri, îl interesează o singură biserică. Da? Biserica Lui. Ce-L interesează pe El în biserica Lui? Ce L-a interesat pe Iisus, de fapt, în templu? El a venit să vadă dacă templul din Ierusalim este ceea ce Dumnezeu l-a făcut să fie. Nu? Asta L-a interesat. A vrut să vadă dacă templul din Ierusalim mai respectă acelea indicații date de Dumnezeu. Și templul din Ierusalim nu mai era același. Este a doua oară când Domnul intră în templu. Prima dată spune cuvântul Domnului că a făcut și un bici. A făcut și un bici. Cred că era nevoie de un bici atunci. Era nevoie de un bici și a scos afară pe cei de acolo. Dar acum, înainte de patimile lui de a pleca la tatăl, de a-și spăvi lucrarea, spune că a văzut că în templu, din locul de rugăciune pe care Dumnezeu îl lăsa să fie templul acela de acolo, deveniseră cu totul altceva. Și când citesc cuvintele acestea, dar voi ați făcut din el o peșteră de tâlhari, sunt tare grele cuvintele acestea. Tare grele. Dar pentru că sunt cuvintele lui Iisus, eu le cred așa cum a spus El că sunt. Știți pentru ce, dragilor? Vreau să vă spun două lucruri și apoi în comparație ca să vă dați seama, da? Pentru că orice lucru lăsat de Dumnezeu pe pământ, sfânt, neprihănit sau în condiții extraordinare de curate, acolo unde ființa umană intră, devastează tot. Că biserica lui Dumnezeu, dacă a fost lăsată să fie fără pată, fără zbârcitură, curată și neprihănită, acolo unde ființa umană intră, ajunge exact ce spunea Domnul. Știți pentru ce? Pentru că locul acesta, de exemplu, în care suntem noi, ia forma noastră a fiecăruia. De asta spunem noi și predicăm des lucrul acesta, că aici suntem o casă de oameni, o adunare.
să nu spunem o adunătură, o adunare. Așa spunem noi. Și este adevăr lucrul acesta. Și că în mijlocul acestei adunări există o grupă de oameni care sunt Biserica lui Hristos. Ăsta este marele adevăr, da? Ăsta este marele adevăr. Căci biserica aceasta lui Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ne uităm la învățăturile lui Pavel, el vine și ne spune, voi sunteți templu cui? A lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, da? Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu pune Duhul lui Dumnezeu în ființele noastre ca oameni, ne naște din nou și dacă El locuiește mai departe în noi ca să-L mențină în starea aceasta de puritate și de neprihănire, noi suntem temple ale lui Dumnezeu. Da? Și acum, dacă într-o casă ca aceasta se adună 200 sau 300 de temple care poartă în ele pe Dumnezeu, vreau să vă întreb, ce este casa asta? Ce este? Este templul lui Dumnezeu. Da? Dar dacă într-o casă ca și aceasta se adună 200 de oameni de afaceri, de tot felul de... Să nu le mai spun eu astăzi. Ce este casa asta? Pe cuvintele Domnului Iisus, o peșteră de tâlhare. Asta este. Ne place sau nu ne place, trebuie să dăm crezare cuvintelor Domnului Iisus. Dacă în biserica aceasta se adună hoți, nu este altceva decât o casă de hoții, o peșteră de tâlhare. Dacă ne adunăm aici tot felul de oameni cu tot felul de păcate, noi și nu suntem, după Scripturi, temple care îl purtăm pe Dumnezeu noi, nu putem lua decât forma asta. Iar Israel în vremea aceea, aia era. Făcuseră din el preoții cei mai de seamă care coordonau toată lucrarea templului o casă de negustorie, da? Și spuneau, dar de ce să vină omul la jertfă de 200 de kilometri cu vițelul când noi putem ținea viței aici? Vindem de aici direct, nu? De aici direct îi vindem. Și fii sigur că nu îl vindea la prețul la care îl aducea omul de acasă, îl vindea la prețul de la templu, pentru că și banii templului era valuta templului. Nu puteai să cumperi orice sau să dai bani la templu, decât trebuia să schimbi banii tăi, să-i convertești în banii templului. Și acolo iară se câștigau bani. Și Domnul Iisus, pe bune cuvinte, a spus, casă de tâlhari, peșteră de tâlhare. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să curețe încă pentru ultima dată locul acela, știind că se duce. Și ce va fi după aceea, este ușor de înțeles dacă în 3 ani și jumătate Domnul a curățit de 2 ore și tot acolo s-a ajuns. L-a interesat pe Dumnezeu, asta îl interesează și astăzi îl interesează tot acest lucru. Cine suntem noi în casa Lui? Cine suntem noi? Dacă nu suntem ceea ce spunem că suntem, e bai cu noi. Pentru că pe Dumnezeu îl interesează un singur lucru. Casa Lui să rămână la prerogativele pe care El a făcut-o să fie. Amin. Și asta trebuie să fie clar și pentru opriș și trebuie să fie clar și pentru cei din spatele bisericii. Amin. Și pentru toți cei ce suntem aici. Ea trebuie să rămână casa lui Dumnezeu. Tot ce facem aici, de la mine și până la dumneavoastră, cei din spate, trebuie să poarte în el amprenta și pecetea faptului că Dumnezeu este aici. Dacă sunt alte lucruri, noi nu putem face asta pentru că nu ne permitem, dar dacă ar fi Domnul cu noi aici, fizic, așa cum suntem noi, cred că ar lua biciul la noi în fiecare dimineață sau duminică când venim aici. Lăsați casa lui Dumnezeu să fie casa Lui. Asta trebuie să înțeleg eu și trebuie să înțelegeți dumneavoastră. Ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu puternic, care se uită pe pământul în care noi alergăm toată ziua și nu-L interesează nimic altceva decât Ierusalimul, înspre care are ochii ațintiți, și biserica Lui. El când se uită pe pământ, asta vede. Vede biserica Lui, vede pe cei care sunt împuterniciți de Dumnezeu, plini de Dumnezeu și de dorința de a trăi cu Dumnezeu, și ne vede de fiecare dată când ne adunăm aici. Și nu vrea nimic altceva decât să lăsăm ca
casa aceasta care este a Lui să fie casa de rugăciune, casa în care Dumnezeu vine, casa în care, așa cum spunea fratele Petrică dimineață, Dumnezeu vorbește, dacă mai credem că Dumnezeu vorbește. Pentru că nu-i de mirare lucrul acesta în secolul 21, când, tocmai azi am citit, nu? Căci Hristos vestea Evanghelia. Hristos vorbea oamenilor și erau o seamă de oameni, poate așa ca mulți dintre noi mai naivi, care credeau ce se spune de aici, dar erau niște cărturari cu școli și cu multă minte, care nu-i privea asta. Interesa un singur lucru, cum am putea pune mâna pe el? Asta este condiția noastră a oamenilor, a vieții noastre pe pământul acesta. A fost ferice pentru cei care au înțeles și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei, vă spuneam, Dumnezeu s-a revelat oamenilor, s-a revelat cetăților și vreau să vă spun câteva idei concrete legate de ziua cercetării. Ce înseamnă ziua cercetării tale? Sau ce înseamnă ziua cercetării mele? Sau ce înseamnă când Dumnezeu din cer a luat casa mea în obiectivul Lui? Ce înseamnă aia? Avem în Sfintele Scripturi multe lucruri frumoase, nu? Într-o zi Iisus ieșea din Erihon și a trecut pe drumul Erihonului și era acolo un orb numit Bartimeu. Și a strigat, că l-a ținut gura, fie-ți milă de mine! Așa de tare a strigat încât a tras atenția Domnului. Și aș vrea să vă spun că pentru Bartimeu ziua aceea a fost ziua în care Dumnezeu l-a cercetat. Și ziua în care Dumnezeu l-a cercetat pe Bartimeu, i-a dat vedere ochilor. Niciodată Iisus n-a mai trecut pe acolo. Bartimeu ar fi rămas pentru totdeauna orb. Dar pentru că a avut un moment de cercetare care Bartimeu a știut să-l valorifice, Dumnezeu i-a dat vedere. Poate ești bolnav sau sunt bolnav, are Dumnezeu un moment în care mă cercetează. Și dacă nu-s preocupat și n-am prea multe în cap și simt momentul când Dumnezeu se ocupă de mine, Dumnezeu mă vindecă. Dacă nu-l simt, se duce pe lângă mine și poate niciodată altul nu o să-l mai întâlnesc. Pentru că Dumnezeu nu bate interminabil la mintea noastră și la inimile noastre ca să-l înțelegem. Spune cuvântul lui Dumnezeu de asemenea că la o scăldătoare era un orb din naștere, da? Un olog din naștere, da? Un olog din naștere. Niciodată n-a umblat pe picioare. Era complet uscat, întins pe o rogojină. Și în una din lucrările pe care Domnul a făcut, a avut un moment când de la sărbătoare, spune cuvântul, s-a dus la scăldătoarea Siloamului. Dar au fost mulți acolo pe jos întinși. Și s-a dus la unul și a zis, vrei să te faci sănătos? Și a zis, dar eu n-am pe nimeni, dar nu te-am întrebat asta, vrei? Și a zis, dar cum n-aș vrea, dar n-am pe nimeni. A fost ziua de cercetare a celui olog. Și a zis, Iisus, ridică-te, ia spatul și du-te acasă. S-a ridicat în picioare. De ce? Pentru că a cunoscut ziua în care a fost cercetat de Dumnezeu. Putea să treacă Iisus pe acolo. Dacă ne uităm, dragii mei, în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, la versetul 20, El nu are de-a face doar cu oameni, El are de-a face cu cetăți chiar. Are de-a face poate cu biserici chiar. Când Dumnezeu cercetează biserica sau cetate. Uitați ce spune cuvântul Domnului. E vorba despre două cetăți în care se făcuseră foarte multe minuni. Pune versetul 21, frate Petrică. Horazin și Betsaida. Spune cuvântul Domnului, dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon, două cetăți siriene, nu? Din Asiria, cred că erau, siriene erau, sau? Dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în tine, că erau cetăți din țara Israel, cetățile acestea de mult s-ar fi întors la tine. Adică vrea să spună Dumnezeu, sunt mai capabile să perceapă momentul când eu cercetez o țară străină sau un oraș străin care nu mă cunoaște, decât când cercetez locul în care eu mă prezint sau locul la care am venit sau oamenii pentru care am venit. Și a zis Dumnezeu, dacă s-ar fi făcut, s-ar fi pocăit de mult în sac și cenușe. Dar vine vremea, spunea Domnul Iisus, va fi mai greu pentru tine, Horazine și Betsaida.
decât pentru toate celelalte cetăți, pentru că ai avut tot ce ai vrut și cu toate că ai avut tot ce ai vrut, ai lăsat să treacă pe lângă tine toate lucrurile. Ziua cercetării tale este ziua în care Dumnezeu se ocupă special de tine, de mine ca persoană fizică, de tine ca popor al lui Dumnezeu, ca biserica lui Dumnezeu, ca și familie sau ca orice vrea tu. Dar de ce se ocupă Dumnezeu de tine? De ce Dumnezeu hotărăște o zi de cercetare pentru tine? Pentru că ziua aceea de cercetare pentru tine este o vreme specială pe care a hotărât-o Dumnezeu să stea de vorbă cu tine. Ziua aceea de cercetare sau vremea cercetării mele sau a dumneatale este o zi specială hotărâtă de Dumnezeu pentru mine. Și a făcut Dumnezeu termen, dacă vreți, a făcut plan în toată activitatea Lui. Să ai o zi în care să stea de vorbă cu opriș, să stea de vorbă oricum care de aici. Iar tu în ziua aceea să spui că ești ocupat. N-ai timp de El. De fapt, n-ai toată ziua. Înțelegi? Nu te va chema Dumnezeu la judecată să te întrebe de asta pentru că te judești tu singur. Toate se vor duce în cap după ziua aceea în care nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Ne întrebăm de multe ori, Doamne, dar de ce toate ne merg așa? De aceea. Pentru că Dumnezeu ne face termine, ne hotărăște timp și noi nu avem timp. De aceea ne merg așa. Ziua cercetării tale, dragul meu, este o zi specială hotărâtă de Dumnezeu, cu dedicație, dacă vrei, pentru tine, da? Se ducea Iisus în Erihon. Erihonul era o cetate de vamă și acolo erau un vameș și mai marele vameșilor, un om numit Zacheu, da? Un om numit Zacheu a auzit că Iisus umblă pe drumurile acelea. Și știa, vine astăzi la Erihon și vreau să mă întâlnesc cu El. Știe Iisus ce gândești, știe Iisus ce vrei, știe Iisus care e problema ta, știe dacă ești în dud, se oprește în dreptul tău. Și spune cuvântul Domnului, știți istoria, s-a dus și s-a oprit în dreptul dudului și a zis, Zacheie, dă-te jos. Astăzi este o zi pe care am hotărât-o să intru în casă la tine. Pentru că îți cunosc inima, îți cunosc și viața, dar știu că vrei să te întâlnești cu mine, azi e momentul ăla, dă-te jos. Și Zacheu l-a primit în casa lui, s-a pocăit Zacheu, pentru că după orice moment de întâlnire cu Dumnezeu, dacă nu te pocăiești, îi vai de tine, ajungi ca Ierusalimul. S-a întors Zacheu la Dumnezeu, viața lui s-a schimbat total. A fost o zi de întâlnire cu Dumnezeu. Ioan capitolul 4 ne spune despre o femeie și despre o cetate când Domnul Iisus s-a oprit la fântâna din Sihar, în Samaria, nu? Și a stat de vorbă cu o femeie. Și a explicat lucruri pe care femeia aceasta nu le înțelegea. Și femeia aceasta spune cuvântul Domnului, de fapt nu numai pentru ea era, a lăsat găleata și a fugit în cetate. A zis, oameni buni, veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut eu, nu cumva este Hristosul. Și au venit oamenii din Samaria și i-au spus, acum noi credem ce ne-ai spus tu, dar credem mai multe de ce vedem. A fost o zi de cercetare a acelui ținut, a acelei localități Samaria. Și Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ucenicii nu cu multă vreme înainte îi cerau lui Iisus să le dea voie să coboare foc din cer, da? Asta a fost mentalitatea lor. Domnul Iisus a venit cu o zi bună pentru ei. A venit Domnul Iisus cu un timp de cercetare pentru Samaria și Samaria s-a întors la Domnul. Vremea și timpul pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția ta este timpul hotărât, consemnat de El pentru tine. Și dacă nu vrei să beneficiezi, El vei pierde. Al doilea lucru care aș vrea să-l înțelegem. Ziua cercetării tale este ziua sau vremea care este hotărâtă de Dumnezeu pentru ridicarea ta. Dacă Dumnezeu îți îngăduie sau aduce o zi de cercetare în viața ta, aș vrea să spun, nu aduce că ești tare bine. Dacă alocă timp să stea de vorbă cu tine, nu alocă timp că ești prea pocăit, că ești prea bun, că ești prea darnic. Nu, îți alocă timp să stea de vorbă cu tine că nu mai ești la locul în care trebuie. Dumnezeu te cunoaște și pe dumneata și pe mine și știe unde sunt. Iar dacă Dumnezeu mă cheamă odată să stea de vorbă cu mine, nu-ți face
nu-ți face gânduri nebune în minte să crezi că ești prea bun și te cheamă Dumnezeu să te laude și să spună că nimeni nu-i ca tine. Nu face Dumnezeu asta. Ci te cheamă și creează pentru tine o vreme și un timp ca să te ridice din starea în care ești. Ziua cercetării lui Israel a fost ziua în care Domnul s-a dus pentru ultima dată acolo ca să le dea pacea, ca să le dea mântuirea, ca să le dea șansa vieții lor. Ei s-au crezut că sunt tare buni. Toți au crezut că sunt cineva, n-au fost nimic. Au fost doar niște animale de pradă și au fost doar niște animale de pentru săbile Imperiul Roman puțin mai târziu. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem când este vorba de ziua cercetării tale este vremea când Dumnezeu se coboară la tine pentru a te ridica. Niciodată când Dumnezeu îți dă o zi de cercetare în viața ta, niciodată când Dumnezeu te cheamă la sfat și alocă timp pentru tine, nu te cheamă ca să te judece. Încă nu te cheamă ca să te pedepsească, încă nu te cheamă ca să te ia la bani mărunți. Te cheamă pentru că vrea să te ridice din starea ta. Are Dumnezeu felul lui de a vorbi cu oamenii, da? Are Dumnezeu felul lui de a vorbi cu oamenii. Și când Dumnezeu stă de vorbă cu tine, Dumnezeu nu te batjocorește dacă ai greșit. Dumnezeu nu-și bate joc de tine dacă ai păcătuit. Dumnezeu nu-și bate joc de tine pentru viața ta murdară, nu. Îți întinde o mână și spune, vreau să te ridic de acolo. Sunt aici pentru că vreau să te ajut. Sunt aici pentru că vreau să te ridic, pentru că vremea pe care Dumnezeu alocă pentru noi și care o face ca o vreme de cercetare este tocmai vremea aceea când Dumnezeu vrea să ne ridice din căderile noastre. Pentru că nu suntem căzuți, de aceea vrea Dumnezeu să stea de vorbă cu noi, nu? Pentru că nu mai suntem la locul la care vrea Dumnezeu să fim. Păcatul în viața noastră rupe relația cu Dumnezeu, rupe legăturile noastre cu Dumnezeu și ca Dumnezeu să poată veni din nou la părtășie cu noi, trebuie să stea de vorbă cu noi. Și stă de vorbă Dumnezeu prin Evanghelie, prin cuvintele Scripturilor și ne îndeamnă și ne mustră și ne cercetează. Stă de vorbă cu Dumnezeu cu noi atunci când acasă, în rugăciune, ne cercetează mintea și stă de vorbă cu noi și ne spune ce am greșit și ne cere să ne recunoaștem și să ne pocăim. Dragii mei, vremea cercetării pentru Israel și pentru tine, în ultimul rând, în cel de-al patrulea rând, este vremea în care Dumnezeu vrea să restabilească din nou pacea cu tine și să-ți dea pacea. Israel a avut o problemă mare, deși erau robi în vremea aceea. Ei aveau lipsa cea mai mare care era în tot Imperiul Roman și în toată țara aceasta lui Israel, era lipsa aceea de pace, pe care nimeni nu putea da decât Iisus. Ori momentul acela și clipa aceea cercetării pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru Israel sub o formă foarte încărcată spiritual, a zis, vreau să le dau pacea, eu plec de aici, ei vor rămâne mai departe robi, dar vreau să le dau pacea mea, care cu toate că vor rămâne robi și vor trăi pe pământul acesta sub robia Imperiului Roman și vor fi bătuți și prins în jug și alternați pe cuie, pe cruce, ei pot să poarte în ei pacea mea. Pentru că pacea lui Dumnezeu, așa să vă spun ceva, întrece orice problemă cu care noi am putea să ne confruntăm pe pământul acesta, da? Când ai pacea Domnului în inimă, cântăm noi o cântare, da? Când avem pacea Lui în inimile noastre, dragilor, nu există probleme să ne tulbure. Am văzut oameni care, prin toate lucrurile care au trecut, au arătat parcă nu li s-a întâmplat nimic. Pentru că mai presus de toate problemele vieții prin care trecem, când pacea Lui Dumnezeu este în inimile noastre, ea stăpânește acolo, ea rămâne acolo. Nu există probleme să tulbure viața, da? Nu există probleme să tulbure viața când ai pacea lui Iisus în inima ta. Și Israel nu avea această pace.
Israel nu avea pacea cu Dumnezeu, nu avea pacea lui Hristos în inimile lor. Și mai tragic decât aceasta, era ultimul moment când puteau să obțină și atunci au întors spatele. Momentul cercetării tale, clipa cercetării tale este pentru a restabili Dumnezeu cu tine pacea Lui în viața ta. Trăim într-o lume foarte, foarte complexă. Ne pierdem liniștea din suflet și pacea din suflet pentru toate găinăriile cu care, sau care vin peste noi, da? O vorbă, un cuvânt, o privire, știu eu, automat ne-am pierdut pacea din inimă. Reacționăm ca niște oameni fără judecată. Nu știm de ce am fi în stare momentele acelea. Ăștia suntem noi. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, dacă sunt asemenea atitudini în viața noastră, așteptați-vă de la Dumnezeu să facă un termin să stea de vorbă cu voi. Pentru că El va veni, nu va întârzia. Pentru că Dumnezeu nu vine la judecată cu tine înainte de a sta de vorbă cu tine să spună de ce ai nevoie. Dar aș vrea să spun ceva. Așteaptă-L și fă-ți un termin cu El. Așteaptă-L pentru că El va veni. Și dacă tu nu vei lua aminte la ultima clipă de cercetare care ți-o face, va urma dezastru după aceea. Când întoarcem spatele cercetării lui Dumnezeu, după aceea vine groaza. Aș vrea în seara aceasta să înțelegem lucrurile acestea. O vreme de cercetare are fiecare dintre noi. De felul în care vei răspunde acestui moment de cercetare în viața ta, a vieții tale, poți din nou să fii ridicat, să fii reabilitat, poți din nou să ai pace cu Dumnezeu și poți din nou în vremea aceasta tulbure care trăiești, să trăiești ca un om cu pace în suflet, da? Copiii noștri nu ne ascultă și nu mai știm ce să facem. Da, e o problemă de îngrijorare, dar aș vrea să-ți dau un sfat în seara asta. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți lase pace în inimă. Că numai când e pacea lui Dumnezeu în inima ta, poți să te rogi în așa fel încât să-i placă lui Dumnezeu și să te asculte Dumnezeu. Nu rezolv nimic. Tot ce se întâmplă în lume vine în ajutorul tuturor celor ce vor să-și facă de cap. Nu rezolv nimic. Rămâi liniștit. Pleacă-ți genunchi înaintea Domnului, plin de pace în suflet, că și așa nu mai poți face nimic. Și spune Domnule, Doamne, sunt aici, chiar dacă lucrurile merg așa, eu sunt aici, vreau să rămân lângă Tine și să Te slujesc, chiar dacă lucrurile sunt așa, chiar dacă soția mea e bolnavă, chiar dacă copilul mi-a întors spatele, chiar dacă lucrurile vin peste mine să mă omoare, stai liniștit. Fă-ți timp să stai să-L asculți pe Dumnezeu și să spună Dumnezeu pacea aceea în suflet. Problema mare a Israelului, dragilor, era pacea lor. Au trecut 2000 de ani. Și Israel n-are pace. Nu are pace. 2000 de ani, acolo este foc și Israel n-are pace. Și din momentul când Hristos a plecat de acolo, au trecut 2000 de ani. Și dacă vă uitați în ani și în toate lucrurile care s-au întâmplat în Israel, Israel a fost o țară lipsită total de pace. Puteri mondiale peste puteri mondiale au făcut războaie cu Israelul. Și în ziua de astăzi, conflictele de acolo pornesc. Pentru că nimic nu poate face decât să acceptăm în viața noastră pacea lui Dumnezeu. Timpul în care Dumnezeu te cercetează pe dumneata și pe mine este un timp când Dumnezeu să-mi spună că vrea să mă ridice. Este un timp când Dumnezeu vrea să-mi spună că are moment să se ocupe special de mine. Este un timp în care poate să-mi spună că poate să-mi dea ceea ce am eu nevoie și lucrul de care am eu nevoie este pacea cu Dumnezeu. Când ai pacea lui Dumnezeu în inimă, orice viscol poate veni. Așa cântăm noi. Pentru că caută cântarea aia. O aveți și cu cor, așa e foarte bine. Cântați-o cu cor. Orice viscol poate veni. Când ai pacea lui Dumnezeu în inimă, nimic nu te zgâție, nimic nu te tulbură. Nu?
Vine soțul la casă de la serviciu și la serviciu a avut probleme, nu? Și toate problemele cu care au avut la serviciu vine acasă la tine cu ele. De parcă tu ai fi fost de vină pentru toate câte le-a făcut el sau câte i s-au întâmplat la serviciu. Când ai pacea lui Dumnezeu în inimă, nu te poate tulbura nimic. Nu te tulbură soțul tău, nu te întulbură soția, nu te poate tulbura problemele care vin, nu te poate întulbura falimentul pe care treci, nu te poate tulbura faptul că n-ai pâine în casă, nu te tulbură. Pentru că ai în inimă pacea lui Dumnezeu. Dragii mei, a avea pacea lui Dumnezeu în inimă înseamnă a fi un fiu al lui Dumnezeu. Înseamnă că l-ai pe Dumnezeu ca tată. Și înseamnă că tu ești fiul lui. Și dacă el are pâine pentru oameni, va avea și pentru tine. Dacă el are sfat pentru oameni, va avea și pentru tine. Dacă el a ridicat atâția oameni din morți, și pe tine te poate ridica. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Haide să stăm în momente de părtășie. Haide să cântăm. Haide, frate Petică, cu corul. Înainte de a încheia seara aceasta, să cântăm această cântare. Problema Ierusalimului a fost pacea lui. Problemele noastre este pacea noastră. N-ai pace cu păstorul, n-ai pace cu fratele, n-ai pace cu soția, n-ai pace cu copilul. Îți spun eu de ce. Că lipsește pacea ta cu Dumnezeu. Când n-ai pace cu Dumnezeu, n-ai pace cu nimeni. Asta e legea lui Dumnezeu din Scripturi. Vrei să ai pace cu toți cei din jurul tău, ocupă-te de pacea ta cu Dumnezeu și Dumnezeu e în stare să facă asta pentru tine. Și toate problemele tale se rezolvă. Rămânem în picioare și ascultăm cântarea de cor și apoi vă mulțumim Domnului pentru seara aceasta.